Domnule Teodor Chim, îmi face plăcere să ne vedem pe terenurile dumneavoastră. Și am ales special acest loc pentru că prima parte a interviului aș vrea să-l facem despre perdelele forestiere. Ce înseamnă perdelele pentru ferma dumneavoastră și pentru zonă? Bună, mă bucur că ești prima dată, sunteți prima dată la noi în fermă și mă bucur că, uite, suntem nu într-un obiectiv, ci direct pe câmp, să vedem aici, la firul ierbii, unde se produc banii. Zice unde se îngroapă banii deocamdată, că suntem la semănat. Dar noi suntem, fermierii sunt optimiști întotdeauna, știi că ei îngroapă banii și cu speranța că îi vor scoate și niciodată nu renunță la treaba asta. Perdele forestiere, da, am înființat acum 13 ani, cred că sunt, dacă nu mai bine. Avem undeva la vreo 30 de hectare. Asta înseamnă vreo 30 de kilometri. Ele sunt dispuse pe 10 metri. Sunt 5 rânduri de pomi la 2 metri distanță unul de altul. Pe vreo 30 de kilometri de-a lungul solelor noastre, pe direcția nord-sud și vest-est, am înființat aceste perdele. Prima dată ideea era că, domne, dacă înființăm perdele o să plouă mai mult. Nu pot să spun neapărat că s-a schimbat. Uite, are 13 ani, dar asta înseamnă Dobrogea. Teren foarte bun, în schimb, fără precipitații. Atât au crescut pomii ăștia în 13 ani. Asta e nivelul de precipitații. În schimb, avantajele sunt, să știi că sunt multe. Unu, dat fiind faptul că avem terenurile comasate și ăsta este un avantaj al nostru, am reușit și reușim să ne izolăm oarecum față de alte sole, față de vecini, în ceea ce privește transportul de semințe de buruieni, în ceea ce privește transportul de fungi. Solele au devenit din ce în ce mai curate. Vorbeam În alte discuții făceam referire la infestările cu rozătoare. Ei bine, în toate perdelele astea, uite cuiburile, le vezi câte sunt, în toate perdelele astea este plin, dar plin de vietăți. Și avem foarte multe păsări prădătoare. Folosesc aceste perdele ca și cuib, iar eu le plantez pe câmp niște trepiezi, ca să vină și să vâneze. Și vreau să spun că, pe cale naturală, fără prea multă cheltuială, putem să ținem sub control atacul rozătoarelor. Deci, la prima ediție a acelui forum în care s-a vorbit și domnul Buzdogan a venit și a zis că un simplu te salvează foarte multe, sau mă rog, salvează costuri. Așa s-a întâmplat și în cazul nostru. Cât de des le punem și când? Să știi că de la domnul Buzdogan am preluat ideea asta. Avantajul face că cumva infrastructura o aveam deja făcută, adică aveam și păsările, aveam și perdelele dispuse la maxim 1000 de metri una de alta și nu trebuie decât să le plantez acești trepiezi ca să-și facă ei locul de joacă, locul de vânătoare. Și de aia au avut efect. Acum nu știu dacă pe un câmp unde nu sunt perdele ar merge? Deloc perdele. Da, unde nu sunt locuri de cuibărit ar merge. Cred că ar merge, dar nu știu cu ce eficiență. Păsările mele sunt aici, am perdelele mele. Stau bine mersi și vânează tot ce prind. Asta este iar un avantaj foarte mare și sunt tare mulțumit de rezultatele astea. Ce să spun? Se strânge zăpada, sunt oarecum dintr-o mie într-o mie de metri bariere de vânt, de zăpadă, de tot ce trebuie noi să păstrăm pe câmpul nostru. Acum am trecut și la tehnologia no-till și aici ne ajută. În cazul agriculturii ecologice, iar faptul că am izolat solele, că nu am foarte mare infestare din afară și că pot să țin rozătoarele sub control, este un mare avantaj. Este un mare avantaj și pot să fac lucrurile astea. Mulți fermieri au spus că, indiferent de ce s-ar întâmpla, în no-till vom avea șoareci. Iată că putem scăpa așa ușor de ei, mai avem, sau mă rog, și alte soluții nu văd. Există? N-am experiență să vă spun că nu vom avea șoareci, eu am trecut la no-till abia de anul ăsta. Până anul ăsta am lucrat în sistem convențional. O să vedem de acum încolo. Șoareci am avut, i-am combătut și cu momeli, i-am combătut cu știu eu, fel de metode, dar momelile sunt metodele. Ușor, ușor am scăpat și am adoptat de 2-3 ani, cred că de când am adoptat varianta asta cu trepiezi. Și să știi că sub fiecare trepie din ăla avem și se vede clar că acolo păsările sunt prezente și vânează.
perdelele forestiere, n-ar trebui un program? Ar trebui încurajat? Neapărat, neapărat. De la cine ar trebui pornită inițiativa? Deja sunt ceva inițiative legislative și dacă ar fi armonizate între Ministerul Mediului și Ministerul Agriculturii, cred că rezultatele ar fi spectaculoase. Dar aici, mă rog, sunt bariere de la nivel legislativ, la nivel de interpretare și... Până atunci pierdem cu toții. Până când pierdem cu toții. Plus, avem problema juridică a terenurilor. Adică să înființeze o perdea forestieră, că e pe fonduri sau mai știu eu să primești, să ceri și să primești subvenție pe ea sau banii de înființare, se cer o grămadă de documente. Situația funciară a României la momentul ăsta nu este cea care permite ca totul să fie linie, să fie cu acte în regulă. Eu ce să vă spun, am înființat perdelele astea și acolo unde n-am dat de proprietar sau unde nu a fost de acord, nicio problemă, eu plantez, am făcut pe banii mei, nu mi-a trebuit, n-am luat niciun fel de fond, am făcut pe banii mei și uite sunt. Câteodată lucrurile mai trebuie luate și puțin așa mai mai haiducește. Nu putem să stăm și să fim cu totul la punct și virgulă. Sunt foarte multe, foarte multe cerințe absurde, cerințe la nivel european, dar noi nu avem infrastructura și organizarea europeană și totuși cerem lucrurile alea, că suntem în Uniunea Europeană. Asta e, că e dispusă să fie puțin mai flexibilă. Și la fel și cu Uniunea Europeană. Ăstora trebuie să le explicăm. Doamne, chiar dacă nu luăm bani, uite, aș face un kilometru de perdea. Am, știu eu, acord pe porțiuni, pe 500 de metri. Dăm banii pentru aia 500 de metri, îți fac un plan așa cum e el întrerupt și pe restul de 500 de metri pun eu pe banii mei, dar s-a realizat perdeaua aia, s-a făcut ceva. Mai mult decât atât, vine Ministerul Mediului și oferă niște subvenții și stimulează, și sunt bani prin PNRR care stimulează plantarea de pomi. Ei bine, agricultorii n-au achesat la lucrul ăsta, pentru că Ministerul Mediului, oricum, pe lângă faptul că se cer foarte multe documente, subvențiile, că până la urmă scoți niște teren din producția vegetală, nu oferă subvenție pe terenul ăsta dacă este în circuitul agricol, dacă este și declarat la APIA. E o chestie unde ar trebui să se armonizeze. Noi am cerut asta la Ministerul Agriculturii. Știți că vorbeam la ultimul nostru interviu despre pârloagă? Uh-huh. Ei, asta ar putea fi considerate pârloagă, da. Și să ne lase să le punem? Da. Datorită FAPPR, asta este considerată pârloagă. Pentru că am fost acolo și am explicat cu argumente și cât se poate de clar, aceste perdele au fost înființate înainte de noul PAC. La un moment dat, blocurile fizice au fost redesenate pe bună dreptate. APIA a spus așa, sub perdelele alea nu ai cultură. Și atunci redesenăm blocul fizic și o să-ți plătim subvenție doar pe ce ai cultură. Da, de acord. După care vine noul PAC și spune da, dar trebuie să lași și o suprafață nelucrată. Păi asta e suprafață nelucrată, iar scopul măsurii este refacerea capacității de producție a câmpului și dezvoltarea biodiversității. Păi Gabi, uite-te aici, noi avem biodiversitate pe un metru pătrat ori 10 metri înălțime. Noi avem de 10 ori dezvoltarea biodiversității față de ce ne cere Uniunea Europeană. Iar noi aici, cât am stat, am fost atacați, între ghilimele, atât de bondar cât și de albine. Deci iată și... Da, toate vietățile pământului au venit, uite, chiar ai un bondar. Toate vietățile au venit și s-au aciuat și s-au cuibărit în aceste perdele. Prioare. Avem căprioare, da. Mai e o întrebare, domnule Ichim. Spuneți-mi, contează ce copac aleg? Pentru că s-ar putea ca unele să nu fie considerate perdea forestieră. Avem și aici, iarăși ca mai catolici decât papa, niște întrebări fără răspunsuri? Și aici au fost o serie de probleme. Iar fermierii și asociațiile profesionale au fost prezente cu realitatea din teren și am impus specii care nu erau acceptate pentru diferite zone. Uite, în Dobrogea noi nu avem precipitații. Da. Singurul pom sau unul dintre puținii pom care se adaptează la și se prinde în Dobrogea e salcâmul. Și salcâmul nu era în primă fază acceptat ca și perdea. Ei bine, am introdus și specia asta. Da, pentru că sunt realități.
Sunt realități, chiar dacă cineva face un proiect într-un birou și se gândește cum ar vrea perdeaua să fie, să fie pe denivelată, da, pe știu eu, pe expunere la soare, cu pomii mai înalți în spate și uite așa, bine, dar nu mă pune să pun măceș, că nu se prinde măceșul aici sau mai știu eu ce specie. Și atunci dă-mi opțiunea. E cazul ideal să facem conform proiectului din birou, din Academia de Studii. Dar dăm posibilitatea ca în teren, dacă știu eu, condițiile nu permit, dăm posibilitatea să fac ceva, nu mă bloca. Da. Astăzi suntem pe terenul dumneavoastră, în această miriște, unde cei de la John Deere au semănat direct. Da. Cum facem cu no-till-ul? Merge în zonă, se pretează, e mai bine aici decât în alte părți? În zona noastră, cu nivelul de precipitații, sunt sigur că asta este soluția. Deci eu sunt convins să trec, învăț acum, nu pot să zic că le fac pe toate bine. O să mai și greșim, dar soluția asta este. După prima greșeală, asta a fost și cu inocularea cu organisme vii. De multe ori facem niște experimente, fermierii fac un an, n-a dat rezultat, l-au abandonat, au plecat, merg pe soluția clasică. Nu, trebuie să fim consecvenți. S-ar putea ca anul ăsta să mai pierdem niște bani, să nu avem aceleași rezultate. Nu neapărat că tehnologia nu e bună sau n-am pregătit noi bine sau știu eu din motive fundamentale. Nu, am făcut noi niște greșeli în tehnologie, da, pe care, mă rog, s-ar putea să aibă ceva repercursiuni, dar mergem mai departe, mergem și anul viitor până învățăm să facem bine. Soluția în Dobrogea asta este. Vă spun, sunt convins de lucrul ăsta. Pregătirea terenului cu aport de materie organică și acoperirea terenului cu paie, acoperirea terenului tot timpul, umbrirea lui, menține apa și mai mult decât atât și rădăcinile plantelor. Practic avem interesul să se dezvolte cât mai mult la suprafață, pentru că nu avem precipitații. Și când vine o ploaie, trebuie să o prindă. Nu mă interesează prea mult rădăcină de profunzime. Mai are astăzi curajul un fermier să testeze, pentru că prețurile sunt cum sunt. Asta vreau să văd expresia dumneavoastră. Iată, avem o semănătoare care, exact cum a spus, da, domnule, e bună, trebuie. Avem și curaj să o luăm? Da, domnule, e bună, trebuie, dar n-avem bani să o cumpărăm. Veniți să ne arătați, după aia o să mergem o perioadă în prestări de servicii cu cei care sunt dispuși să facă acest lucru. Nu este un lucru rău, poate chiar se gândește cineva să facă o afacere din asta. Nu trebuie neapărat să ai semănătoarea la tine la fermă, fă o semănătoare și du-te la toți care n-au bani acum să-și cumpere utilajele pentru suprafețele lor. De multe ori nici nu e eficient economic să ai la ferme mai mici. O să lucrăm în prestări servicii și când vom putea, vom cumpăra. Da, este foarte grea perioada, fermierii trebuie să fie foarte atenți la investiții. Sunt multe de reglat, avem legea arendei, avem cod civil. Dacă cumpărți această semănătoare, în câți ani o amortizezi? În 6-7 ani. Dacă eu nu am siguranța terenului pe 6-7 ani, ce fac cu ea? Uitați-o, mă duc după aia cu ea, mă duc în oraș, ce să fac cu ea? O duc în fața primăriei? Nu! Trebuie să am siguranța exploatării terenului, pentru că de aici scot banii. Și cel care îmi închiriază terenul, mi-l arendează, și el trebuie să fie conștient că pentru a avea siguranța că își primește arenda în fiecare an și că și eu sunt profitabil, că interesul lui e ca mie să meargă bine, trebuie să fie dispus să-mi dea terenul pe o perioadă cât de cât rezonabilă, nu zic să mi-l dea pe viață sau pe nu știu câți ani, dar pe o perioadă rezonabilă, astfel încât să am siguranța că pot să-mi permit să investesc în astfel de utilaje. Ce înseamnă din punctul dumneavoastră de vedere o perioadă rezonabilă? Știu de altfel ce s-a cerut, dar să vedem la ce s-a ajuns și dacă mai sunt demersuri care se fac. 10 ani era bine și ăla ar fi un minim ideal. Da. Și 7 ani este o perioadă, ce să zic, decentă. Rezonabilă. 10 ani, vă spun de ce. Un astfel de utilaj are timp de amortizare undeva la vreo 6-7 ani. După ce l-am amortizat, trebuie să și câștig un pic. Dacă nu se permite să și câștig un pic, măcar îl amortizez și mă rog. Dar normal ar fi fost să și câștig măcar pentru o perioadă de 3 ani să culeg roadele investiției și muncii. Pentru că un proprietar de teren, ok, și eu sunt proprietar de teren,
dacă nu vrea să stea pe câmp, dacă nu vrea să muncească, trebuie să fie dispus și să înțeleagă pe cel care îi muncește terenul. E o situație evidentă că ăla, omul ăla nu îi muncește terenul ca să-i dea lui arenda. Acum, serios, ăla muncește terenul ca să-i trimis la muncă. Da, dar nu vreau, nimeni nu vrea să muncească degeaba. Toți vor să muncească să aibă un profit. Da, ne folosim. Este win-win. Un win-win, da, este interes mutual. Dar, uite, vă dau exemplu parcurilor, știu eu, astea de generare de energie. Doamne, te duci și semnezi acolo 30 de ani, cu bună știință semnezi, pentru că omul ăla în 30 de ani își amortizează investiția și mai și câștigă niște bani. Există concurența terenurilor lucrat de către fermieri cu concurența celor care vor să pună panourile solare? Da, există. Da, există. Și asta iar este un subiect care ar trebui mediat și discutat. Nu ne ascundem, nu băgăm gunoiul sub preș, ne punem la masă cu reprezentanții producătorilor de energie, cu fermieri și găsim o soluție de coabitare. Găsim o soluție de trai împreună. Ce să facem? Trebuie să producem și energie, că nu vrem să poluăm planeta, dar totodată trebuie să și mâncăm. Nu poți să spui că vii și dacă produci energie. Am avut odată o discuție cu cineva, dar mă rog, era, cred că, nu cred, omul era țintit pe treaba asta, care spunea că, dom'le, trebuie să scoatem terenurile de categorie mai slabă, mai puțin productive, să le scoatem din circuitul agricol și să producem energie pe ele. Ok, le scoatem din circuitul agricol, scoatem azi, scoatem mâine, dar la un moment dat ce mai mâncăm? Că nu știu, o să ne dea baterii, ne încărcăm la baterie. Nu, trebuie să și mâncăm. Și eu n-aș renunța la mâncarea convențională. Fermierul român, cred că asta a făcut în ultima perioadă, a învățat să îmbunătățească terenul. Da, acolo unde, mă rog, terenul chiar nu produce nimic. Da, doamne, punem fotovoltaice. Acolo unde avem sisteme de irigații și este un nou subiect și proiect pe care noi vrem să-l înaintăm ministerului și chiar vă rog să-l faceți public, vreau să vă spun că pe sistemele de irigații este posibil să amplasăm niște parcuri fotovoltaice sau eoliene, mă rog, o turbină, astfel încât parte din energia pe care aceste sisteme de irigații o consumă să fie produsă acolo în fermă. Dar venim și ne lovim de faptul că trebuie terenul să fie, să aibă un studiu pedologic, să fie de categorie cel puțin 3 de categorie de capacitate de producție. Ei bine, nu, că excepție. Nu vând energia. Eu energia aia o fac, o produc ca să produc hrană. Și atunci lasă-mă, chiar și în sistemele, acolo unde sunt amenajate sisteme de irigații, sunt terenuri de categorie 1 și 2 și foarte bine. Oamenii aia produc mult. E, lasă omul ăla să-și facă, limitează la o anumită putere și lasă-l să-și facă, să-și producă singur energia, să-și facă un parc fotovoltaic și să-și alimenteze pe cel puțin 70% consum intern. Mai mult decât atât, de multe ori sunt stații de punere sub presiune foarte departe în câmp, unde nu mai există rețea electrică. Păi lasă omul ăla să-și producă singur energia, să-și producă, să-și o înmagazineze niște baterii. Deci sunt niște proiecte și niște știu eu, tehnologii foarte frumoase și inteligente la ora asta și la îndemână. Și noi trebuie să adaptăm legislația. Nu adaptăm tehnologia după legislație, legislația după progresul uman. Asta trebuie să facem. Și atunci o să vă spun, chiar am rugat fetele din executivul nostru să concepem o adresă și să mergem să propunem lucrul ăsta. Deci acolo unde energia se produce pentru producere de hrană, nu mai mă uit la categoria la categoria terenului. O fac, dar condiționat, numai pentru producere de hrană. Și ce face statul? Nu mai subvenționează jumătate din energia aia pe care oricum o plătește în fiecare an. Deci sunt foarte multe lucruri care la care ne putem gândi și trebuie să făcute. Am înțeles că pe zonă sunteți singurul și fericitul posesor al unei curteri frumoase de rapiță. Da. Cum se întâmplă? Păi se întâmplă că am udat-o, se întâmplă că am irigat-o. Că în rest, nicăieri cu Dobrogea asta, vă spun, sunt
Cred că încă vreo două sole de rapiță, ar fi una aici, lângă granița cu Bulgaria, că bulgarii au perdele forestiere înființate de români și mai vin așa norii, dar acolo chiar sunt multe și acolo chiar se întâmplă fenomenul ăsta de provocare a ploii, de atragere a ploii. Ar fi aici și am înțeles pe la Hârșova ar mai fi un câmpuleț, că mai scapă așa câte o ploaie de prin Bărăgan. Dar în rest, nicăieri în Dobrogea asta nu există cultură de rapiță. Am bucurat că am însămânțat. L-a irigat, am stat, am irigat, am dat apă peste apă de răsărire, de întreținere, de și dăunătorii? O cultură frumoasă. Bănuiesc că acum fiind nevin. La noi, dar am avut grijă. Toți sunt la noi și am avut grijă să facem tratamentele necesare. Nu, cultura este foarte frumoasă și sperăm să avem o producție foarte bună, dar cu costuri. Te-am găsit o persoană mai importantă ca dumneavoastră care să vorbește în același timp de rapiță, aia cu irigatul și cu dăunătorii și cu substanțele insecticidele care dispar. Cu ce protejăm rapița, domnule Ichim? Importantă nu sunt. Importantă nu e persoana, poate doar implicată. Insecticidele, da, trebuie să păstrăm în trusa de scule un set de instrumente pe care să le putem folosi. Ne confruntăm cu criză după criză, succesiune de crize, că dacă nu-i COVID e război, dacă nu-i război este secetă după secetă după secetă, și atunci fermierii trebuie să devină din ce în ce mai performanți, să producă cu costuri foarte mici, pentru că uitați ce se întâmplă. Și Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă lucrul ăsta, administrația română trebuie să înțeleagă lucrul ăsta și măcar până se depășește tot contextul ăsta, toată criza asta care s-a creat acum, generată de război și de schimbările climatice, și până ne adaptăm, că trebuie să ne adaptăm, până atunci trebuie să înțelegem că avem nevoie de mâncare, trebuie să protejăm și culturile agricole și într-o limită decentă, că nu spune nimeni să facem, nu știu, să producem mâncare otrăvită, dar nici nu putem să ne uităm la ea, la o cultură în care am înființat și în care, știu eu, la un atac de insecte sau de vreo boală, o vezi cum se curăță în două zile. Nu se poate așa ceva. Deci cei care gândesc asemenea care au asemenea idei, n-au fost niciodată pe câmp să vadă cum li se năruie cultura și banii în câteva zile. Deci oamenii ăia chiar trebuie să înțeleagă, sunt probleme reale. După aia vorbim de noile instrumente, uite, NGT-uri și organisme care sunt gândite și sunt concepute să reziste noilor provocări și avem nevoie de ele cât de repede. Deci noi n-avem timp să stăm să ameliorăm niște plante, pentru că schimbările climatice se mișcă mult mai repede decât ameliorarea și adaptarea plantelor. Și atunci trebuie să venim ca oameni inteligenți, să venim și să grăbim procesul ăsta, dacă se poate să-l facem în laborator, în condiții de siguranță pentru alimentația umană. Da. Nici să ne uităm că, domnule, vrem totul bio. Dacă vrem totul bio, vă spun că la un moment dat, unul, nu o să mai avem ce mânca, dar nu toată lumea este la fel de știu eu, de visătoare ca Europa, care are un nivel extraordinar de ridicat de trai și deja am devenit așa, știți, suntem... Pâine mâncăm în cozonac. Exact, am devenit așa, niște nobili mofturoși. Nu, sigur pe planeta asta vor fi alții care nu se vor alinia și care vor produce și ne vor vinde nouă fix mâncarea otrăvită pe care noi nu vrem să o producem. Ce Dumnezeu, suntem naivi. Mai e și necazul ăsta și conjunctura că, uite, războiul ăsta este lângă noi, este în Europa, nu este pe alte continente și ne afectează. Ne afectează. Ucrainienii, gândiți-vă că ucrainienii au un nivel mult mai ridicat de precipitații. Eu n-am nimic cu ei, deci credeți-mă, empatizez cu ei cât se poate de mult. În timpul războiului ei vor face producții. Da, fac producții și vând producții și se vede cum fac și cum vin și cum le vând. Problema este că le vând aproape de casă. Vând și departe, dar vând foarte mult pentru că sunt accesibile oricui. Iar micii comercianți vin și le vând aproape de casă. Iar aproape de casă suntem noi și Polonia. Cam atât. Găsim o altă cultură cu care un an, doi, trei, să mai trecem din crizele astea și să ne putem face o rotație a culturilor? Foarte bună întrebarea. Să știți că eu lucrez în asolament cu 9 specii.
cu 9 specii de plante lucrez. Hai să le enumerăm, 9 sau 7. Avem așa, avem grâu, orz, rapiță în toamnă, în primăvară floarea soarelui, porumb, muștar, năut, mazăre, 8 specii. Deja mă gândesc să merg mai departe, să mergem, că acum avem irigații, poate către fasole, către linte. Da, sunt, uite, năutul e o plantă adaptată, e originară din Maroc. E o plantă adaptată la secetă. Am promis că ne vedem la dumneavoastră într-un câmp de năut, să putem face o discuție doar despre năut. Citeam cartea domnului Buzdugan și spunea despre gulia care se creștea în România. Mai avem șanse? Avem șanse, dar gulia presupune apă. Acolo ne trebuie apă. Avem șanse să facem și sfeclă de zahăr, dar ne trebuie apă. Avem șanse să facem multe. Dar uitați canalul aici, trebuie să-l reabilităm. Știți cât ne luptăm? Deci, Carasul Negru Vodă, tocmai de la Basarabi, de la Poarta Albă, este un canal care pe două trepte de ridicare, doar două stații sunt, vine gravitațional 46 de kilometri apa aia până la Negru Vodă și până la Mangalia. Vă dați seama cât de eficient poate fi canalul ăsta și cât se poate iriga. Deci am făcut un calcul că dacă am dat drumul numai până numai pe cele două stații de pompare, limitrof canalului s-ar iriga cel puțin 50.000 de hectare. Și după aia, cu încă reabilitarea încă 2-3 stații, ajungem la 100.000 de hectare, cât are toată amenajarea. Și vă spun, este cel mai bun bazin agricol al Constanței, al Dobrogei. Uitați-vă de jur împrejur. Este, nu vedeți deal, nu vedeți nimic. Aici este un platou, Podișul Negru Vodă și Valea Carasu, care, ce să vă spun, sunt foarte potrivite pentru agricultură. Doamne, două stații și restul își fac fermierii. Trebuie să reabilităm sistemul ăsta de irigații și beneficiile vor veni. Foarte, foarte multe. Avem portul aproape. Ce să vă spun, sunt foarte multe, potențialul este enorm și putem să producem orice. Cineva ne-a zis, dacă nu aveți apă, lăsați-vă de agricultură, faceți altceva. Ce să facem? Și lăsăm terenul ăsta așa, uitați-vă la el cum e. Dar așa se vorbește atunci când nu se știe despre ce se vorbește. Domnule Echim, mai am o întrebare. Toată lumea spune, domnule, ok, nu mai punem porumb, dar punem sorg. De ce n-a câștigat sorgul Dobrogea? N-are piață. N-are piață de desfacere. Găsit noi românii fermieri? Ce nu ne merge? Trebuie să inventăm piață de desfacere. Eu înțeleg că și la nivel european și mondial, piața sorgului nu este, și procesarea sorgului nu este așa la niște cote foarte înalte. Am fost la niște întâlniri, am fost la congresul și noi mergem, FAPPR-ul fiind, mă rog, având în genă, având în obiectul de activitate cultura porumbului și a sorgului, am fost la niște congrese și în Franța și în alte părți, niște congrese de promovare a sorgului. Dar și acolo discuția principală era desfacerea, era procesarea, era hai să producem sorg, dar ce facem cu el? Trebuie să se inventeze. Este un pic mai rezistent, nu știu cultura, nu am încercat-o, aș vrea să o introduc în asolament. Uite, ar fi a noua, că am numărat 8. Vreau să o introduc în asolament, dar trebuie să găsim desfacere. Și să știi că am zis eu nouă, că am zis bine, că facem și muștar galben și muștar brun, dar mă rog, tot muștar e. Ei, pentru asta unde găsim desfacere? E o nișă, e om to om, contract cu contract, sau se cumpără pe piață? Pentru muștar? Da. Către fabrici, diverse fabrici, cam asta este desfacerea, ce să vă spun. Încercăm să vindem muștarul peste tot în toată Europa asta și în toată lumea. Dar suntem concurați, vine și muștarul din Ucraina, vine și au și un muștar iutitarii care, mă rog, uite, căutare, mă rog, un preț mai bun, muștarul brun. E o chestie așa mai de nișă, mai de fițe. A trecut mult timp de când albăstrisem câmpurile cu lavandă, dacă vă amintiți, deci ne-am dus și cu lavanda. Nu mai știu ce aș putea, pentru că de fiecare dată te uiți și numeri pe degete, de la o mână în rotația. Și lavanda mergea, chiar aici am avut în Comana un câmp de lavandă pe care eu l-am îngrijit și am avut grijă de... Mă rog, l-am întreținut pentru cineva, am făcut prestări de servicii. Problema este că nu era procesare, problema este că toată recoltarea se face și se duce în Bulgaria. Problema este că oamenii nu se strâng în niște asociații, niște cooperative,
ăia care sunt pasionați de lavandă și să-și facă un punct de procesare. Și dacă se strâng și își fac un punct de procesare, e unul mai isteț care vrea să dețină controlul și atunci se ceartă și mai bine nu-l fac și uite așa se întâmplă și nu mai facem nimic. Vă spun, așa, asta se întâmplă. Eu am înființat o livadă de nuc și nici nu vreau să mă gândesc la desfacere. Vreau, singurul lucru la care mă gândesc este de cine mă lipesc ca să dau și eu nucile, că nu vreau eu să le și ambalez. Serios, vreau să mă lipesc de cineva care să-mi poată procesa și mie, pe prestări, servicii sau pur și simplu vânzare, se pot face lucrurile astea, dar în cooperative, în sisteme eficiente, mai mari, cu productivitate mult mai mare. Nu merge așa la mână, că nu... Am renunțat la îngrășăminte sau am redus cantitatea? Când am speriat, când am auzit că vine Uniunea și ne taie din îngrășăminte, aoleu, ce ne facem? Ia uite, a venit criza economică și ne le-a tăiat de tot. Ni le-a tăiat în mod natural. Am redus dozele, bine, dezvoltând și eu dezvoltând mult materia organică, biodiversitatea, să știți că lucrurile încep să se desfășoare altfel în sol, iar îngrășăminte, în funcție de cantitățile de precipitații, să știți că eu așa administrez îngrășăminte. Uite, mă uit în calendar, mă uit în lista cu cantitățile de precipitații căzute și văd acolo și în funcție de cât ce cantități au căzut, atâtea îngrășăminte bag. Deci nu intru să fac, știu eu, investiții că așa trebuie, că așa e tehnologia. Nu e așa tehnologia. Dăm atunci când trebuie. Și dacă este ca să, știu eu, să fi ratat o etapă, decât să risc tot și să pierd, mai bine fac o producție mai mică, sigură. Îmi pare rău. Și cu cheltuială mult mai mică. Bineînțeles, ce Dumnezeu, nu, se face agricultură, du-te și dă un disc. Când îi văd că du-te și dă un disc, deci eu n-aș mai atinge pământul nici cu mâna, nu l-aș atinge. Nici cu floare. Nici cu floare, da. Dar mi-te cu discul și cu, Doamne ferește, nu. O să vă arăt sub paie să vedeți cum s-a păstrat apă. O să vă arăt. Plus că e culoarea terenului care reflectă. Adică sunt multe aspecte care știu eu, fac diferența. Dar, bineînțeles, culoarea terenului care reflectă este o dată de semănat mai târzie, că trebuie să se încălzească față de terenul ăla negru care se încălzește și atrage căldura și soarele imediat. Sunt fel de fel de aspecte, nu le știu eu pe toate, sunt sigur că o să mai greșim în următorii 2-3 ani, dar nu renunțăm. Deci nu renunț. Nu renunț. Ori la bal, ori la spital. Știți cum e. Așa o să fie și titlul emisiunii noastre. Nu renunț. Da, da, nu renunțăm. Gabi, secretul materiei organice și ai văzut terenul ăsta de pământul de cârtiță, pământul ăla moale și pufos și... De mușuroi, da, afânat. Ăsta este secretul materiei organice. Materia organică ce face, practic? Vine prin acizi, fulvici, humici, tot ce înseamnă carcase de animale moarte. Gândește că microscopic asta este. Vin și se lipesc de granulele de sol, de granulele de argilă, de granulele de nisip, se lipesc de ele și fac un soi de amortizor între aceste particule. Argila, caracteristica argilei este ca în condiții de uscăciune, de secetă, să se compacteze, să se lipească tare una de alta. Și atunci, când vrea să se lipească particulă de particulă, ce are la mijloc? Are la mijloc un ulei, are la mijloc un amortizor și nu se mai lipește așa de tare și nu se mai face pământul ăla cărămidă. Nisipul ce face? Nisipul în condiții de uscăciune se disipează. Particulele de nisip se lipesc. Vor fi lipite de materia asta organică care le îmbracă. Ăsta este secretul materiei organice. Și îți face un teren care absorbe apă, care absorbe căldură, are aer în el, care încep să se dezvolte, că în cărămidă nu o să vezi râme, dar într-un teren afânat o să vezi râme. Sunt foarte, foarte multe, multe beneficii. Plus că rădăcinile se dezvoltă mult mai ușor într-un teren afânat. Ăsta e secretul materiei organice. De asta trebuie să o avem, ca să nu mai vorbesc de tot ce descompune și de tot ce... Pentru că întotdeauna formele organice sunt mult mai accesibile și mult mai normale, mai naturale decât formele chimice. Orice am face noi și orice am da. Dar trebuie să lucrăm cu ele ca cu niște vietăți. Nu trebuie să le considerăm... molecule chimice. Mai avem o întrebare. Ca omul mic și prost. Dom'le, de ce nu-și cumpără fermierul râme să le dea drumul pe teren?
râmă roșie, râmă albă, râmă... Se pot cumpăra și cumpără... Vermicompost, nu-și cumpără râme, își cumpără vermicompost. Asta este în orice, în foarte multe produse din astea de tratament de sol, ecologice, sunt ouăle de râmă. Sunt ouăle de râmă care intră cumva în compoziția soluției, le dăm, dacă s-au încorporat, alea intră și lucrează. Dar trebuie să găsească și condițiile optime să se dezvolte. Și trebuie, încă o dată, spuneam, consecvență. Nu renunți după primul an. Mergi și mergi și trebuie să fii dispus să cheltui. Ce să spun? Ajungem tot la bani și ajungem la niște calcule economice pe care... Nu ies în orice caz cu prețurile de acum alegere. Acum, asta am vrut să spun, pe care acum nu știu cât de mult se pot aplica. Eu, toată tehnologia asta cu bacterii, n-am avut nicio treabă, nu mă gândeam eu că o să-mi pregătesc solul sau mai știu eu. Știi de ce am fost dispus să încerc, știu eu, lucrări cu bacterii? Pentru că m-am gândit așa, că în fiecare an se întâmplă fel de fel de discuții ecologice. Și în fiecare an vom avea în trusa de scule mai puțin câte o substanță, câte o moleculă. Și că în fiecare an vom avea mai puține opțiuni de a ne întreține culturile. Și am zis așa, hai să încep cu niște bacterii. Hai să vedem dacă oamenii ăștia au dreptate și dacă lucrează. Bacterii. Tratamentele, bacterii, fungi. Să vedem dacă funcționează. Să învățăm să le utilizăm. Să le utilizăm, pentru că e foarte important să știi cum să le utilizezi și dacă dăm greș, nicio problemă, dispuși la cheltuială, venim și corectăm chimic. Măi, dacă ăștia ne vor scoate și ne vor scoate și o să rămânem fără instrumente în trusa de scule, noi am învățat deja să lucrăm cu astea, că pe astea ni le permit. Și atunci o să fim printre cei care merg mai departe, că știu deja, au lucrat deja, au experiență, învățăm și pe alții. Altora acum 6 ani, 7 ani, dacă le spuneai de bacterii și substanțe bio, te trimiteau la plimbare de nu te vedeai, lasă-mă domnule în pace și cât costă și cât cheltui, du-te de aici să nu te văd. E bine, eu am vrut să încerc lucrurile astea, am învățat să le folosesc și acum pot să spun că știu să folosesc și știu să lucrez. Uite, spun în cultura năutului, noi ținem cultura năutului numai cu tratamente ecologice. Și de aia și insistăm atât de mult, nu de mine, dar este normal, insistăm atât de mult ca în regulamentele europene care se fac, în acele ecoschema aia cu 5% culturi proteice, în care nu sunt permise tratamente cu produse de protecție a plantelor, să fie permise tratamentele cu produse certificate ecologic. Pentru că, practic, asta e scopul măsurii. Doamne, nu îmi intri cu chimicale. Păi nu-ți intru, că dacă îți intru cu un produs bio, e fix același lucru pe care îl dăm și la bio. Îmbunătățesc solul meu, care îmi rămâne mie. Îmbunătățesc și îmi țin cultura sub control. Vin cu ulei de nim. Ulei de nim, e un ulei, este o substanță repelentă pentru toate insectele. Păi am dat de fiecare dată când fac tratamente, pe rame, pe capete, introduc ulei de nim, să nu-mi vină nimic din exterior. Merge, și funcționează? Da, merge, funcționează. Vin gâzele și când au ajuns în primii 3-6 de metri, cât are lățimea metola, au ajuns, nu le place, pleacă. Algele sunt în continuare în trend? Sunt în continuare în trend și sunt în continuare în trusa noastră de scule. Da, folosim alge, le folosesc odată că scopul lor este din două puncte de vedere. Unu, intră în simbioză cu planta și începe și o ajută, o hrănește cu puțin azot, că are în componența lor, au în componența lor azot. Și doi, îmi creează o peliculă pe plantă, o peliculă foarte, foarte fină, care îmi reflectă razele solare. Noi suntem în Dobrogea, la noi nu plouă, planta nu trebuie să ne intre în stres, planta nu trebuie să fie foarte stresată și să folosească atâta apă cât are. Și atunci dau algele astea, fac o peliculă pe frunză, reflectă soarele și e un pic mai fericită planta. Da, le folosim.